Unguru Bulan se aude în fiecare dimineață numai la Pro FM cu Grig și Ionuc. O capa! Mă, Ungure, mi-e rușine cu tine, mă. De ce? Te-am văzut la ziar, mă, țopălău. Ai jefuit-o pe vecina, mă. N-am fost eu, mă. Repet, ai poză în ziar. Degeaba te ascunzi, dibol. Dar cum m-ai recunoscut că aveam un tricou pe față? Pentru că ai tricou meu cu Slayer, mă. Mi l-ai furat din dulap să merg la ciordit. N-am mai prins. Râs ca mutu Blendy. Bă, dar ce-i în capul ăla tău, în bostanul ăla, pe cuvânt? Mănânci din valău cu porcii și ți se depun tărâțe pe creier. Ce să zic, mă, am fobat, mi-mi trebuiau bani, n-am știut ce fac. Bă, în primul rând, cum ai intrat la ea în casă? Pe balcon. Ai sărit balconul la ea? Nu, m-am agățat cu o sfoară și m-am rostogolit de-a lungul peretelui exterior. Că eu-s gras, nu pot sări. Și-a intrat în casă? Ca Roger Moore, Bulan. Nici eu n-am auzit când am intrat, așa silențios am fost. Zice în ziar că avea câine femeia, dar n-a zis nimic. Așa zice în ziar că avea câine? În raportul poliției, mă. Dic, i-am crezut că e ceva muțunache de pluș. Nimic n-o grăit, mă. Nimic. Și-a venit acasă vecina și te-a prins. Bă, o oră jumătate am căutat, nimic n-am găsit. Asta e mai săracă decât întunericul, mă. Mă, Ungure, dar ce scrie în raportul ăsta al poliției e ireal, mă, nu te recunosc parcă. Ia uite, amenințată cu un cuțit, vecina bărbatului i-a pregătit un ou ochi. E o neînțelegere, n-o zis bine presa. Nu i-am zis eu să-mi facă ochiuri. O zis ea că are ochiuri pentru mine. I-am crezut că e unguroică și nu se exprimă bine și are ochi, mă iubește. Fa, ce școală de vrăjoală stă pe tine, Ungure. Și apoi zice raportul, a sărutat-o pe frunte părintește. Părintește, mă? Adică așa de băciuc te crezi că i-ai putea fi tată? Nu, mă, invers, așa babă ea că mi-ar putea fi mamă. Și apoi ți-a făcut femeia un ochi și nu l-ai mâncat, că, citez, nu și-a putut da jos tricoul de pe față. Puteam să-l dau jos, dar n-am vrut să mă recunoască. Dar te-a recunoscut cu tot cu tricou, că te-a dat la ziar. M-a recunoscut, dar nu după mocă. Dar după ce? După miros. Puțeam apălincă, deși poștașul m-a simțit prin interfon. No, destul pentru azi. Da, oricum ai Bulan în fiecare zi. Unguru Bulan e în fiecare dimineață, numai la Pro FM. Chiar și în weekend. Și pe profm.ro. Normal.